prezentare. Pentru cei care sunteți interesați să vă prezentați propria companie, chiar dacă lucrați acolo sau dacă vreți să faceți o prezentare a unei a companiei proprii sau a companiei unde lucrați, vă invit să luați legătura cu noi pentru a fi între cei care vor fi prezenți data viitoare pe scenă aici pentru o sesiune de prezentare. E un exercițiu foarte bun în care putem afla mai multe despre voi și ceilalți să afle mai multe de asemenea despre voi. E o chestie pe care chiar vă recomand. Adică vă încurajez, luați legătura cu noi pentru a fi aici în față pentru prezentarea companiei sau unui proiect pe care îl aveți. Facem chestia asta la fiecare ediție și cred că este un obicei bun, un exercițiu bun ca să ne cunoaștem între noi, să știm cine este piață. Chiar dacă sunt firme mai mici, ok, GMB are 26 de ani de prezență și 10 sute de angajați, nu știu, dar vorbim cu toată lumea. Așa că vă încurajez să ne contactați pentru chestiunea aceasta. Încă un lucru care mi-a atras atenția în timpul prezentării, dar mulțumim încă o dată pentru chestiunea aceasta, partea de educație a clienților. Foarte mulți clienți care nu realizează ce nevoie au. Și este un exercițiu prin care am trecut poate foarte mulți dintre noi. În care trebuie să fim conștienți că partea nu scăpăm, deci pur și simplu nu scăpăm de explicarea nevoilor clienților chiar dacă nu le realizează. Așa că pentru tot ce înseamnă servicii mai noi, cloud, VPS, lumea nu știe chestia asta. Nu doar local, cât și clienții din afară, li se par niște subiecte așa prohibitive sau greu tangibile pentru nevoile lor reale. Așa că este un lucru care se vede atât în business-uri cu activitate fizică, networking, hardware, cât și în activitățile pur software pe care le facem cei mai mulți dintre noi. Este un lucru de care nu vom scăpa și pe care trebuie să insistăm mai mult. Așa că pentru toată povestea asta, eu vă încurajez să ne gândim și putem să discutăm și în networking și la celelalte evenimente despre cum să facem chestia asta mai eficient. Și mai mult decât atât, vis-a-vis de ultima remarcă, vis-a-vis de freelanceri care sunt on and off și nu prea răspund la solicitări. Este tot o parte de customer service și management al așteptărilor clienților. Clienții se așteaptă la soluții globale când nu există. Se așteaptă la disponibilitate când nu există niște termeni definiți. Și atunci este iarăși un learning point foarte important pe care trebuie să-l înțelegem în relația noastră cu furnizori, cu terți, cu parteneri și toate cele. În a doua parte a acestui eveniment îl avem pe Cristi, încă o dată îl invit în față. Am povestit, o să ne prezinte tool-ul Laravel Backpack. Mulțumim încă o dată, Cristi, pentru prezență. Bine ai venit. Mersi de invitație. Hai să vedem. Nu. Mersi. E bine? Nu. Salutare, mersi de invitație, Felix Andrei. Numele meu este Cristian Tăbăcitu și da, asta fac ce scria pe al doilea slide. Sunt web developer. Fac asta de 12 ani. Ok. Am înțeles. Mersi. Era Aldi but Goldie, dar nu mi-a ieșit. Asta este. Sunt web developer. Haha. Da, fac asta de 12 ani. Sunt developer PHP. Stack-ul meu favorit este acolo. Sunt pe Laravel de 4 ani de zile, 80 plus proiecte, clienți pe toate continentele. Iada, iada, iada. Se poate prin ridicare de mână să vedem și care cum sunteți voi? Cine folosește PHP de aici? Ok, ok. Laravel? Ok. WordPress? Sau a folosit? Bun. Drupal? Dacă a folosit sau folosește acum? Magento? OpenCart? PrestaShop? Ok. Backpack for Laravel? Da, ok. Bun.
Aș vrea să facem întâi un zoom out înainte de zoom in și să vorbesc puțin despre de ce sunt importante panourile de administrare. Din punctul meu de vedere. Da. Pe lângă faptul că sunt o optimizare a procesului, panourile de administrare sunt acolo ca să ne facă nouă viața mai ușoară. Pentru că noi, web developerii, suntem niște delicate little snowflakes și vrem și muncă creativă și bani mulți. Firmele sunt nevoite să treacă partea asta de management a conținutului de la noi la alții mai ieftini. It's as simple as that, din punctul meu de vedere. Și atunci, chestia asta, pe măsură ce s-a întâmplat chestia asta, de tranziția asta, am ajuns aici, unde, conform singurei statistici pe care am găsit-o pe internet, 48,9% din site-urile active pe internet în momentul ăsta folosesc un CMS cunoscut. Dacă adăugăm la cifra asta CMS-urile necunoscute, clar sărim de 50%. Deci putem să zicem că peste jumătate din site-uri au un CMS, un panou de administrare. În experiența mea, cifra asta e mult mai mare. Adică mie mi-a fost greu să găsesc proiecte pe care le-am făcut fără panou de administrare. Da, na, acum fiecare. Dacă ne gândim că partea de panou de administrare, de development a panoului de administrare, poate să fie între 20 și 70% din durata totală de development și că se întâmplă la 50% din proiecte, it's a big deal. E un lucru pe care putem să-l optimizăm și să mărim profitabilitatea proiectului. Sau, na, să stăm degeaba pe YouTube, cum se întâmplă. Când am făcut prima oară chestia asta, să zic, ok, avem nevoie de o soluție pentru asta, hai să găsim un CMS, mi-am făcut eu niște criterii. Criteriile astea nu sunt set in stone, nu sunt rock solid, nu sunt mega mândru de ele, dar sunt niște criterii. Unele o să vedeți că le includ pe altele, dar na, sunt niște criterii și sunt criteriile după care eu am judecat la momentul respectiv și în timp m-am uitat pe criteriile astea să văd cum respectă ceea ce fac eu criteriile respective și o să fac așa pentru că nu știu să vorbesc fără. Da, trebuie să luăm în calcul cât timp durează să faci panoul de administrare, normal cât mai puțin atunci când alegi un CRM. Dacă îți face plăcere să construiești panoul de administrare cu tool-ul respectiv, la mine, de exemplu, am lucrat pe CodeIgniter, de pe CodeIgniter am trecut pe Laravel, huge difference. Adică îmi place să lucrez pe Laravel acum, îmi place să codez pe Laravel. User experience, la modul că ok, codăm și e bine pentru noi, dar să fie bine pentru end user, pentru administrator. Maintenance, updatability, security, simplicity, aici mă refer mai degrabă la arhitectură, că o arhitectură simplă poate fi ușor extinsă, o arhitectură deja complicată trebuie rescrisă. Scaling, e important ca un panou de administrare se poate și el să crească odată cu proiectul. Noi am avut norocul să avem niște clienți care au plecat de la a fi one person team la a face afaceri de milioane și zeci de milioane și sute de milioane apoi. Și da, eram pe WordPress pentru el, did not go well. Și standards compliance, dar na, standardele știți și voi se schimbă în fiecare an, deci asta e mai greu. Piața panourilor de administrare a CMS-urilor în momentul ăsta arată așa. Nu se vede textul pentru că l-am făcut eu prea mic, dar plăcind asta cea mai mare felie este WordPress. Cea cu 53%. Galben este Others. Deci nimic nu se compară cu WordPress. Este impresionant, dar este și îngrijorător din punctul meu de vedere. Cine a lucrat pe WordPress de aici probabil că știe și sper să întreagă dreptate. WordPress e oricum un sistem device polarizant din punctul meu de vedere. You either love it or hate it. Deci, na,
I hate it. Și da, na, drawback-urile din punctul meu de vedere la WordPress sunt destul de clare. Așa consider eu că respectă WordPress criteriile mele inițiale, din nou, criteriile astea cu 8-9 ani, dar na. Development time, e ok. Development experience, e ok. Are documentație bună, are o comunitate mare. User experience, e ok, dar eu personal am avut nevoie să fac traininguri pentru panoul de administrare după ce l-am făcut. Ori din punctul meu de vedere, dacă trebuie să faci cuiva training cum să folosească o aplicație, you've done a bad job. Adică ar trebui să fie intuitiv, să știe să-l folosească. Maintenance, din nou, e ok. Updatability stă bine. Auto-update, love auto-update. Security, nu e nevoie să vorbim exploituri noi în fiecare lună. Simplicity, nu. Scaling, nu. Cu toate că lăvării o să zică că sunt site-uri mai, știu că sunt site-uri mai pe WordPress, dar sunt în ciuda lui WordPress, din punctul meu de vedere, nu pentru că WordPress. Și standards compliance, asta e faza. Mulți developeri de plugin-uri nu respectă absolut niciun standard. Și atunci când iei și modifici ceva care există și iei un plugin de acolo, un plugin de acolo și un plugin de acolo, fiecare cu standardul lui, și le pui cap la cap, na. Spaghetti, cred că e cuvântul? Și problema, esența problemei, din punctul meu de vedere, cred că e o problemă de strategie. Și asta numesc eu building bottom-up versus top-down. Când iei un WordPress, când iei un Drupal, când iei un Magento și construiești folosindu-l, practic iei ceva ce face mai multe lucruri decât vrei tu să facă și te apuci și tai din el sau blochezi că ok, clientul nu are nevoie de chestia aia. You hack at it până iese ce voi ai, conform specurilor. Ori chestia asta, na, te face să ajungi la un spaghetti code, după luni sau ani când te întorci la cod, zici, te iei cu mâinile de cap și zici, a, nu, păi trebuie să rescriem. Și cum îi explici unui client? Trebuie să rescriem, e codul tău. Din punctul lui de vedere, o să zică, și zici, a, nu, e vina lui WordPress. Păi tu ai zis să folosim WordPress. Na, e o poziție foarte, foarte nasoală. Poate și eu control freak, dar mie îmi place să știu că lucrurile au fost făcute cum am crezut eu că e ok la momentul respectiv, că, na, se schimbă și asta, dar eu prefer bottom-up approach. Asta era top-down. Eu prefer bottom-up approach, la modul că iei niște componente mici, iei niște unelte care te ajută, un framework, Laravel, și construiești de jos în sus. Adaugi feature-ul pe măsură ce ai nevoie de ele. Sigur, te folosești de bucățică de colo, de bucățică de colo, dar Laravel are niște standarde, respectă niște reguli și atunci când ai nevoie de ceva complex, îl construiești tu cu mâna ta. Și când te întorci pe feature-ul ăla complex, nu ai pe cine să dai vina în afară de tine. Personal, eu așa prefer și folosesc analogia o analogie din construcție. Ca și cum ar veni clientul la tine cu un proiect de casă, gata, și zice, măi, uite, așa vreau să arate, acolo sunt pereții, acolo sunt țevile, așa arată din exterior, acolo sunt gârduleții, e gârdulețul, și tu ai două variante. Îi zici, ok, o construim de la zero, bottom up, sau nu, uite, luăm casa asta veche, știu că pereții nu-s la fel și nici acoperișul nu e ok și mai trebuie să punem două etaje și să mai facem un subsol, dar hai cum să fie bine până la urmă. Na, nu, poate, exagerez, clar, dar nu sunt de acord cu asta. Și, na, când vrei să faci asta, bottom-up, în panourile de administrare pe Laravel, ai de ales, adică ai de unde alege. Astea sunt top 20 plus unelte. Acum, pentru construirea panourilor de administrare. Unele sunt ok, unele nu, unele îs în viață și o duc bine, altele poate pe moarte.
Preferatul meu clar că e Backpack for Laravel, că na, eu l-am făcut. Dacă ar fi să mai aleg dintre ele, mai place Voyager, mai place Quick Admin Panel, care le face vanilla Laravel. Și mi-a plăcut un timp și Laravel 5 Boilerplate și Frozen Node Laravel Administrator. Din nou, de asta l-am făcut, pentru că nu eram mulțumit de ce era pe piață. Și de asta există Backpack. Bun, ăsta a fost zoom-out-ul. Ăsta a fost zoom-out-ul, acum fac zoom-in la Backpack să mă promovez și eu puțin. Okay. Povestea Backpack e în felul următor. În 2010 lucram pe CodeIgniter și am făcut un crud builder in-house, un admin panel builder in-house, l-am folosit, apoi ne-am mutat pe Laravel. L-am refăcut pe Laravel, l-am numit Viorel. După ce l-am numit Viorel pe ăsta și am lucrat 2 ani pe Laravel, am zis, ok, hai să-l facem open source. Și când l-am făcut open source, l-am numit Dick. Dar am avut un motiv, pentru că ne plăcea să dăm git pull Dick și git push Dick. Și da, poate și datorită numelui, a prins. Și la un moment dat petreceam o zi, două pe săptămână, răspunzând oamenilor și toată lumea când dătea mail-uri, avea grijă să includă o glumiță cu I like Dick și nu știu. A fost distractiv. Da. Dar una din cererile, din plângerile majore, pe lângă faptul că nu puteai să folosești un proiect deja existent, un proiect Laravel deja existent, că era practic un repository de Laravel, era numele. Cu toate că ne plăcea, nu ne plăcea, pentru că și puteam să pun un screenshot dintr-un mail, nobody likes an unexpected dick. Dacă dă clientul de numele framework-ului pe care îl folosești, nu e ok, nu e profi. L-am redenumit, am venit cu Backpack, l-am făcut în panou, în pachet, l-am organizat în pachete separate, e de fapt descris complet de la Dick. Și Backpack pentru că collection of pack edges to build back ends. Mulțumesc. Da, și Backpack e în viață de, mă rog, pare 3 ani aici, dar e 2 ani și un pic. Și merge bine momentan, adică e cel mai popular soft de genul ăsta din ecosistemul Laravel, pare, cel puțin, și crește puțin, nu suntem acolo unde vrem, mai sunt o groază de lucruri de făcut, dar da, e foarte mișto să lucrezi cu developer ca tine, adică clientul tău să fie un om ca tine, e, na. Bun. Despre Backpack. Cum ziceam, e organizat în mai... cât de scurt pot. E organizat în mai multe pachete, cum este și Laravel. Singurele două pachete, în cazul în care n-ați folosit până acum, de care trebuie să știți, sunt Base și Crude. Base se ocupă de frontend și Crude de backend, într-un fel. La modul că Base trage tema admin LTI, nu știu dacă o știți, e o temă HTML pentru panouri de admin, singura temă cu licență MIT care e super ok. O mai modificăm noi pe aici pe acolo, mai punem niște chestii, suprascriem autentificarea Laravel și încât să arate bine și practic ce face Base este că te ajută ca orice ai face în panou de administrare, orice faci tu ca developer, codul tău custom, să arate ok. Te folosești de blocurile respective de HTML și îl vei face să arate ok. Și mai face câteva lucruri mici, gen bule de notificări, chestii dintre astea trigger-uite din PHP, din JavaScript. Dar magia se întâmplă în pachetul de crude. Crude, pentru cine nu știe, vine de la Create, Read, Update, Delete. E o terminologie care se folosește, noi o foloseam în Grocery Crude, am preluat-o de la Grocery Crude, de pe CodeIgniter. Cine a folosit CodeIgniter? Din nou? Ok. Și știați de Grocery Crude? Ok, era super. Da. Ce face Crude este că te lasă să construiești ceea ce noi numim crude panels
pentru fiecare entitate de-a ta pe care vrei să o lași pe administrator să le editeze, practic ai nevoie de un panou de administrare pentru respectivă. Măcar un list view în care să listezi care sunt intrările și apoi să poată să dea edit sau add sau delete. Într-o formă minimă, ăsta este ceea ce noi numim un CRUD panel și te lasă să faci panouri din astea de administrare mult mai repede, dar totuși în modul în care ai fi făcut tu oricum. Dacă ai fi făcut un CRUD panel, ai fi făcut okay, un tabel în care să vezi intrările, un formular de adăugare, un formular de editare și un buton de delete, ce ai fi făcut? Ai fi făcut un controller, că e MVC. Na, ai fi făcut un controller, un model și niște view-uri. Poate ai fi separat validarea într-un form request în Laravel, și astea sunt fișierele pe care le făceai. E bine, în Backpack, practic, faci același lucru, numai că o parte de heavy load este luat de Backpack, la modul că, ok, CRUD controllerul tău, la noi convenția să pui CRUD controller în nume. De exemplu, dacă avem entitatea Monster, Monster CRUD controller extinde CRUD controller. Deci te folosești de un controller. E moștenire simplă. Orice ai vrea să extinzi, să suprascrii, scrii numele metodei aici și suprascrii din cum funcționează el în mod normal. Și CRUD, în momentul în care în momentul în care generezi un CRUD panel, îți va genera fișiere, exact aceleași fișiere pe care le-ai fi făcut tu singur. Model, controller și aici sunt două request-uri, de exemplu, pentru că sunt să zicem că validarea este diferită la create și la update. Se întâmplă. De exemplu, la un user nu vrei la update să se mai updateze parola. Da. Magia se întâmplă în CRUD controller, unde de obicei în metoda setup definești foarte multe chestii cu câte o linie sau câte o comandă. De exemplu, adaugăm câmpul ăla, adaugăm coloana aia, scoate aia, disable search, toate funcționalitățile backpack sau o mare parte din ele sunt one-linere. Și momentan avem, când creezi un panou de administrare, ok, dacă ar avea doar câmpuri text, când editezi un lucru sau adaugi un lucru, totul ar fi simplu și l-ai face de mână. Dar nu prea se întâmplă să ai doar câmpuri text. Ai matrici, ai date, ai adrese, ai date range-uri, ai relații, 1N, NN. Toate astea sunt suportate deja de backpack. Adică în loc să stai să faci toată partea asta, scrii o linie, backpack o face să funcționeze. Mai avem media library, reordering și ierarhie infinită. În general, Backpack încearcă să acopere doar lucrurile care sunt cheie, pe care le folosim la majoritatea proiectelor și na, putem să le automatizăm, să refolosim cod. Bun. Cum ziceam, în momentul în care dai PHP Artisan Backpack CRUD și numele entității, îți va genera fișierele, controllerul arată curățel, este simplu și în setup pui toate chestiile. De exemplu, dacă vrei să o coloană să fie de tipul date din list view, this CRUD add column, și asta e definiția coloanei pe care o găsești în documentație ca să fie de tipul date. Vedeți, type date. Dacă vrei să adaugi un field de tip email, încât să nu poată să scrie decât email, un email acolo, this CRUD add field. Dacă vrei să fie de tip number, cu sufix, cu prefix, să fie float sau să fie integer, din nou, în loc să stai să faci asta în HTML, dai this CRUD add field și îți generează el HTML-ul. Generează. Magia se întâmplă la câmpuri complicate, de exemplu un date range picker, când trebuie să alegi și data de start și data de end și după aia te hotărăști, ok, o stochezi ca JSON în bază de date, o stochezi ca două câmpuri diferite, chestia asta ți-ar lua, zic eu, o oră, poate două, să o faci de mână, 5 minute. Adresă, să scrii adresa și să cauți într-un API și să returneze coordonatele GPS și codul poștal și țara și toate cele, 5 minute.
relație 1N, dacă e definită în Eloquent, pentru că Backpack folosește doar niște modele Eloquent simple, doar pune un trait deasupra. Dacă e definită relația în model, iar 5 minute maxim. Select multiple, relație NN, la fel, 5 minute. Și la fel de simplu este să adaugi butoane, la fel de simplu este să adaugi filtre. În momentul în care vrei, de exemplu, să... Că e o linie fină în a fi o unealtă să construiești de jos în sus și a deveni un CMS, și nu vrem să devenim un CMS. Orice nu-ți place, poți să înlocuiești super ușor. Vrei să înlocuiești cum funcționează butonul delete, creezi un fișier care se numește delete.blade.php în locul potrivit și faci tu ce vrei acolo. Un filtru, la fel, un field, la fel, o coloană, la fel. Vrei să modifici cum funcționează în CRUD controller, într-unul, în mai multe? E moștenire simplă. Scrii numele unei funcții, folosești același nume de funcție și o va folosi pe aia în loc să folosească din backpack. Ce încercăm mai mult decât, pe lângă faptul că încercăm să te ajutăm să construiești mai repede, încercăm să nu stăm în cale în a dezvolta, cum tind să facă CMS-urile. Și da, avem niște feature-uri în plus care au fost mărgiuite de-a lungul timpului și acum că vine, suntem destul de mândri de o parte din ele și poate ne duc mai aproape de un CMS, dar da, poți să și reordonezi și să ai ierarhie infinită, poți să faci file management, poți să dai click pe un plus în dreptul tabelului și să-ți dea detalii dacă nu încăpeau toate în coloană, poți să ai o istorie a tuturor modificărilor unei entități și să dai undo la modificările cuiva, că vezi că Gigel Popescu a făcut o modificare nu știu când și zici, undo. Nu, mie mi-a plăcut asta, să știți, adică mie îmi place. Export buttons, fake fields, normal, multi-language și taburi în formularele de create și update. Practic asta fac base și crud. Pe lângă base și crud avem avem puține alte pachete care, base și crud rămân așa cum sunt și încercăm să le îmbunătățim ceea ce fac, să facă ceea ce deja fac mai bine și orice funcționalitate suplimentare am despărțit în pachete. Avem câteva pachete, unele făcute de noi, altele făcute de membrii ai comunității. Momentan lucrăm la partea asta de a dezvolta mai multe pachete și să facem un marketplace, dar în același timp să impunem un standard de codare, o arhitectură comună și să respecte aceleași principii de a customiza ușor totul. Dar momentan, dacă ai vrea să faci un panou de administrare cu backpack, ai deja o parte din lucrurile pe care ai putea să vrei să le faci, le-ai deja făcute, dar într-o formă foarte simplă, cu feature-uri puține, încât tu să adaugi feature-urile complicate, nu să iei un lucru cu feature complete și te apuci să stai din ele. Noi credem cu tărie în chestia asta. Și atunci ai pentru meniuri, ai pentru știri, dacă vrei să-ți faci un blog, ai pentru pagini, dacă faci un site de prezentare, permission manager e pentru user și permisiuni și grupuri, log manager pentru loguri, backup-uri și pentru setări generale. Suntem o comunitate destul de mare, suntem 80-90 parcă de developer care se implică destul de activ în chestia asta. Și urmează să avem mult mai multe pachete. Dacă vreunul din voi vrea să contribuie, dacă vreunul vrea să facă un pachet nou, că pentru el, pentru alții, you're more than welcome. Adică, na. Trecuserăm prin criteriile alea pentru WordPress, eu sunt biased. Clar sunt biased, e normal, e bebelușul meu și e super verde aici din cauza mea și eu am făcut și criteriile, deci, na. Dar... Da, la partea de updatability sigur avem de lucrat, pentru că momentan se updatează cu Composer Update, ceea ce pe partea noastră nu strică lucruri, dar sunt alte pachete care strică și chiar nu știu cum o să rezolvăm chestia asta, să facem și un auto-update cum are WordPress, de exemplu, which is great, dar și mai avem de lucrat și la ce e verde, la toate, mai puțin la security, nu avem ce face.
Așa, că nu suntem WordPress. Și... Da, oricum, ăsta e punctul meu de vedere. Clar îmi place mai mult decât WordPress, care e alegerea populară. Părerea mea este că alegerea populară nu e întotdeauna cea mai bună, sau nu e niciodată cea mai bună. But then again, Backpack e cea mai populară alegere din Laravel, deci... Na. Dacă ar fi să... Să trecem puțin prin ideile mele, este că, le luăm așa, că sunt importante panourile de administrare. Hai să nu trecem peste ele, hai să nu le facem cu picioarele, hai să nu zicem, a, doar administratorul se uită acolo, n-ar nimic. Nu, sunt importante și cu cât devenim mai buni în a face panouri de administrare la un proiect, la două proiecte, la trei proiecte, la următoarele o să fie așa de ușor. Hai să le dăm importanță că sunt importante. 50%, peste 50% din site-uri au panouri de administrare și ocupă 20-70% din development time. Sunt importante. Bottom-up instead of top-down. Să construim de jos în sus în loc de sus în jos. E posibil să fie o preferință personală, dar eu sunt super sigur de chestia asta. Cea mai bună, alegerea populară nu e întotdeauna cea mai bună și Backpack e cea mai populară alegere de pe segmentul ei. Mulțumesc, asta a fost tot. Mersi că m-ați suportat. Întrebări? Ce compozitor de versiuni? Ce versiuni de Laravel suportă? Ultima, 5.5, în general. Ce versiuni de Laravel suportă? Sau pentru ce versiuni de... Am pornit de la 5.3, dacă nu mă înșel, cu Backpack. Dick era pentru 5.2. Și momentan suntem la 5.5, adică suportăm ultima versiune. În general, Laravel acum are release cycle-ul ăsta de 6 luni. Odată la 6 luni faci un breaking change major. Noi încercăm, cu toate că avem multe chestii pe care vrem să le lansăm. De exemplu, acum am lucrat și am făcut o experiență de mobile. E foarte greu să faci o experiență tabelară bună de mobile și noi cred că am reușit în sfârșit să facem asta. Da, bună. Nu extraordinară, dar e bună. E să modifici chestii în panouri de administrare pe telefon, e un lucru mișto. Și acum trebuie să mai stăm 4 luni, pentru că am zis că noi ne sincuim release cycle-ul cu Laravel și când Laravel lansează un breaking change, atunci lansăm și noi breaking change-ul nostru, ca să, dacă ți-a updatez proiectele, să updatezi o singură dată. Și acum sunt 3 luni și așteptăm ca Laravel să facă release și să întârzie, cum face de fiecare dată. Dar da, suportăm întotdeauna ultima versiune. De obicei, în 24 de ore ce iese o versiune, noi oricum suntem la zi și zicem, da, push it. Alte întrebări? Bun, atunci vă mulțumesc dacă aveți... da? Ok, sigur. Am și o întrebare. Deci, eu sunt curios dacă există limitări. Că nu, atunci când folosesc un panou din... Da. Ai una în cap așa? adică, chiar cred că de asta WordPress are 50% market share. Pentru că noi credem, adică tindem să credem că există un panaceu, există o soluție care se potrivește pentru toate lucrurile. Nici Backpack nu e un panaceu. Adică sunt lucruri la care nu se potrivește sau la care e mai bună altă unealtă. De exemplu, dacă aș face un blog, oricum, nu l-aș face pe WordPress, pentru că am vorbit despre asta, am eu, piticii mei. Dar poate n-aș folosi Backpack. Dacă știu că ăla va sta blog toată viața lui, știu că o voi face mai repede cu Voyager, care e tot pe Laravel. Și îl instalez și e deja blog. Și dacă nu mă înșel, îți oferă și frontend-ul. Dar pentru lucruri complicate, pentru panouri de administrare custom, noi am construit ERP-uri, am construit CRM-uri, am construit backend-uri pentru video on demand-uri, pentru aplicații de surveillance cu drone, am construit pentru payment gateways, backend-uri cu Backpack. Pentru aplicații complexe, sau atunci când știi că ok, asta e o aplicație mică, momentan, e un MVP, e un prototip, dar dacă treaba merge, trebuie să scalăm, atunci Backpack. Părerea mea. Mulțumesc! Alte... Te rog!
adică precizare. Vreau să rămânem prieteni, deci ai două, trei verbi de la mine. Invers cronologic. Distribui Composer log file, iar la update te folosești de eventurile de pre și post al Composer pentru a face modificări și atunci obții o chestie ase 90% asemănătoare cu WordPress. De ce? Single update, update-ul ușor de care spuneai mai devreme. Da. Păi... distribui un singur fișier, are hook. Da, log file-ul ăla ar trebui să fie... E, asta e o discuție pe care clar ar trebui să o purtăm în privat pentru că o să dureze. Okay. Dar dacă nu mă înșel, adică... Composer log file-ul nu poți să-l dai tu pentru că tu ești un pachet. Nu. Când apeși butonul de update din panoul tău, da, se downloadează unul nou de pe server, da, cu MD SAMU sau SHA SAMU, whatever. După care al tău sistem, da, are scriptul de pre- și post-update pentru Composer. Da, dar asta trebuie să se întâmple în pachetul principal, nu în că pre- și post-Composer. Poate fi updatat de Composer înainte. Ok, trebuie să vorbim. Trebuie să vorbim. Da, mersi. Cum am spus, oferta de pere e valabilă. Doi, având, da, în vedere că și sunt perfect de acord cu tine că te-ai luat de WordPress. Care este sentimentul tău relativ că autogenerator-urile din Backpack fac cam aceeași chestie ca în WordPress? Automagic. Iar programatorul nu prea înțelege ce se întâmplă la rădăcină. Da, aici poți să fie o chestie de preferință. De ce este exact ca un WordPress? Dacă te duci pe orice IDE, te duci frumos cu mouse-ul peste funcție, te duci în funcție și înțelegi funcția aici. La WordPress sunt atâtea fișiere și atâtea coding style-uri și atâtea... Programatorii au CTAG-uri instalate sau IDE-uri care să implementeze CTAG-uri și atunci nu prea poți să folosești un PHP Storm sau ceva foarte asemănător, dar majoritatea nu folosesc și nu au facilitatea asta de a ajunge la codul sus de rădăcină și foarte mult timp din experiența lor nu prea vor știe. Se întâmplă magie, ca în evul mediu. Jur, dar dacă ESO e așa, magie se întâmplă și în Laravel. Dacă nu dai click să te uiți, dacă nu ești curios, să dai click să vezi cum funcționează lucrul ăla, una la una, nu vezi din ce a făcut cel care a făcut softul pe care îl folosești și doi la mână n-ai cum să-l suprascrii. Adică nu ai cum să suprascrii ceva ce nu te uiți întâi cum funcționează, nu? Și ăsta e tot principiul al folosirii pachetelor cu Composer, că încarci o groază de pachete și le suprascrii cum vrei. Am văzut cât de bine a funcționat la NPM. Da, e posibil. Și aia e o discuție lungă. E posibil să ne fie mai dificil. Să genereze o problemă. Ne ajută, dar în momentul în care încarc un pachet, ca toate site-urile de pe net. Exact. Se poate. Așa. Și ultima întrebare, ca să nu țin oamenii. Și nu vreau să fiu neapărat un hater, dar... în afară de Eloquent și Doctrine, îmi pot spune o diferență majoră între Laravel și Symfony? O? Între Eloquent, da, și Doctrine, da, ORM-urile, da, îmi pot spune o altă diferență majoră între Symfony și Laravel? O altă diferență între Symfony și Laravel? Eu n-am folosit Symfony. În afară de Laravel și CodeIgniter, okay, m-am jucat într-un timp cu Silex, dar nu. În afară de ORMS sunt una și acele chestii. Da, și sunt două tabere și la fel e ca Steaua și Dinamo, sunt una împotriva celelalte. Perfect. Eu sunt tabăra Laravel și am ajuns în tabăra Laravel și-s mulțumit. Nu sunt interesat să plec, îmi pare rău. Ok, mersi mult. Scuze încă o dată și ne așteptăm la OBD. Sigur, discutăm. Alte întrebări? Bun, păi atunci mersi de timp. Dacă vreți să mă întrebați ceva, sunt aici și fără microfon. Și, na, sper să folosiți Backpack sau să-l încercați măcar.
Mulțumim frumos, Cristi!